Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante pentru următoarea etalare pe care o voi face pentru voi. Este o etalare care vizează următoarele trei luni de zile, adică această lună, martie, aprilie și mai. Din punct de vedere financiar, profesional, carieră, călătorii, bani, viața de familie, relația de cuplu sau dragoste, sentimente și tot ce poate să survină în următoarele trei luni în viața voastră de zi cu zi. Vă folosi un pachet de cărți de Sibile, pachetul adevăratelor Sibile, pentru că am mai multe pachete de Sibile, dar acesta este cel care original, să zic așa, ca și concept. Și îl voi folosi pentru că ne va da o imagine mai realistă, să spunem așa, așa cum a fost în practic gândit această etalare și această metodă de divinație specifică, practic, aceste cărți sunt specifice etalării. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante. Variantele cu îngerașii, am folosit îngerașul cu părul verde, îngerașul cu părul roșu, mai mult e roșu pentru, da? Sau cu părul albastru, gândindu-vă la următoarea perioadă, la ce vă doriți, ce ați dorit să se grăbește poate că niște vești importante care le puteți primi, niște noutăți, da? Ceva pe neașteptate. Deci gândiți-vă la următoarele trei luni de zile la ce vă doriți, puneți-vă întrebarea, alegeți-vă varianta când aveți întrebarea clară în minte sau imaginea celor trei luni pe care le așteptați, cum ar trebui să fie, și să vedem ce prevăd sibilele. Voi începe cu prima variantă, varianta îngerașului cu părul verde și cu mâinile la ochi. Să vedem așadar cum vor fi următoarele trei luni de zile, martie, aprilie și mai, pentru persoanele care și-au ales varianta îngerașului cu părul verde. La ce vă puteți aștepta? Da, în primul rând poate primiți vizită, faceți călătorii, aici poate aveți de-a face și cu o femeie mai în vârstă, mamă, soră, soacră, nu știu. Deci voi, aici mi-apare și poate o posibilitate de căsătorie, o căsătorie avantajoasă, pot să apară și posibilități de bani, de câștiguri. Apar ceva oportunități noi în viața voastră. Deci în următoarele trei luni, să vedem. Dacă se vede, să pun așa mai sus, pentru că sunt pe mai multe rânduri aceste cărți. Voi extrage 12. Practic, câte săptămâni ar avea aceste 3 luni de zile? 12 săptămâni, 3 luni, da? Dar nu este pentru chiar fiecare săptămână, interpretarea este diferită. Tot e că aș putea să le interpretez și pentru fiecare săptămână, ce e predominant, dar voi citi, interpretarea este într-o altă manieră. Și să vedem. Așa, după cum se observă, aceste cărți nu au și parte răsturnată, să zic așa, partea negativă. Da? Deci, cum au alte sibile, au și se schimbă aspectul lor dacă se răstoarnă cartea, spre exemplu, cade în sens invers. Aici nu are, aici are o singură direcție, adică sunt mai simplificate și mai clare. Nu intră foarte mult în... Nu despică firul în patru, ca să zicem așa. Situația voastră în acest moment, poate că sunteți o persoană, amantul cuiva sau amanta cuiva, sau sunteți îndrăgostiți de un tânăr, îndrăgostită de un tânăr, da? Mi-apare aici un amant, o persoană blondă, tânără, îndrăgostită, care vă face serenade sau cu care corespondați, cu care vă primeți mesaje de la această persoană, da? Sunt ca și situația economică a voastră în acest moment, sau ceea ce vă intră vouă în următoarele trei luni de zile în casă, ce venituri veți avea, cum veți sta cu banii, cum va fi fluxul banilor, practic
Intră în câștiguri ușoare, aveți lejere, ca să zic așa, poate și datorită unei idei geniale pe care voi o aveți. Poate unele dintre voi trebuie să fiți atenți că poate dați dovadă și de puțină imprudență, sunteți puțin imprudenți în anumite situații cu banii. Poate cum felul în care câștigați, da, sau cum, pe unde vă țineți banii, modul în care vă gestionați banii. Da, aveți grijă că există poate și o situație puțin, judecați poate cu lejeritate sau nu dați prea multă importanță veniturilor, poate să fie și acest lucru, dar este foarte posibil și voi să fiți într-un moment în care să vă să aveți reușită datorită faptului că aveți o o idee genială care să vă poată aduce succes, reușită. Practic, cartea mai vorbește despre faptul că poate banii vă vin și datorită unei amante, a unei iubite, da? Poate să fie și acest lucru, aveți, sau, da, aveți bani datorită unei femei care vă iubește, există și această posibilitate, sau iubiți banii, ca să zic așa, da? Sau mai degrabă spus, faceți cheltuieli pentru o iubită. Mai degrabă spus, poate vă cheltuiți banii cu o anumită femeie, da? Cheltuiți banii cu o anumită femeie, sau dacă voi sunteți femei, banii voștri se duc, poate, dacă sunteți într-o relație, către o amantă, sau poate că voi vă faceți niște capricii, cheltuiți banii pentru că vreți să arătați bine, pentru că sunteți iubite și aveți întâlniri cu o persoană, da? Și atunci voi vreți să vă puneți întotdeauna la punct, să fiți... folosiți pentru a comunica, pentru a vă întâlni, pentru călătorii, pentru îmbrăcăminte, pentru aranjarea locului, să zic așa, da? Și voi nu vă faceți prea multe griji, să zicem așa, de bani, datorită faptului că aveți, vă simțiți iubite sau aveți un iubit sau o iubită, da? Știți că aveți pe cineva pe care să vă sprijiniți. Posibil ca să vă doriți să și vă cumpărați ceva, unele dintre voi, sau să aveți parte de o moștenire, poate o casă, poate aveți acest venituri datorită unei case, conchiriați o casă, puteți să vă, aveți o eliberare de o situație datorită faptului că aveți poate un amant, o amantă cu care împărțiți poate locuința, poate să fie și o astfel de situație. Din punctul de vedere al locului de muncă, pentru voi aici mi apare... poate că aveți niște concurența locul de muncă, cineva se comportă urât cu voi poate la locul de muncă, sau aveți parte de agresivitate la locul de muncă, de ură, nu sunteți înțeleși, de rivalități, dar posibil pentru voi să fie vorba și de faptul că trebuie să vă faceți niște strategii pentru a avea reușită la locul de muncă, sau ca să găsiți un loc de muncă aveți nevoie de o strategie. Sau poate că mai este vorba despre faptul că munciți mult fizic la locul de muncă, doi, faceți eforturi pentru la locul vostru de muncă, deci mai mult muncă fizică. Posibil să existe și niște secrete acolo, ceva care nu știți încă, sau ascundeți ceva legale locul vostru de muncă, da? Există poate șansa, să zic așa, a unei îmbunătățiri la locul de muncă, dar voi sunteți poate într-o stare de prea tristețe, pesimism, da? Sau aveți multe regrete legate de niște ocazii pierdute. Ați pierdut niște ocazii legate de un loc de muncă și aveți regrete în acest loc, poate legate și de o femeie, sau faptul că voi sunteți femeie, aveți probleme și regretați acest lucru, că v-ați pierdut speranțele, nu prea mai aveți așa multe speranțe, sunteți într-o stare de tristețe. Și practic sunteți îngândurați, poate reflectați, poate aveți o întâlnire, un interviu important cu o persoană importantă, da? Sau aveți de gând să mai găsiți un al doilea job, spre exemplu, sunteți încă în căutarea unei idei, sau deja reflectați la ceea ce va, la o nouă propunere, spre exemplu.
În orice caz, este foarte posibil să aveți de-a face cu o propunere de la o persoană cu o funcție sau o persoană, sau să aveți ocazia să studiați, poate, care vă poate aduce ceva nou în plus față de ceea ce voi deja aveți. Deci aveți o situație în care puteți să mai găsiți soluții. Cu toată tristețea voastră și regretele voastre, există oportunități. Din punctul de vedere al dragostei, a situației afective, voi aici sunteți cei pentru cei singuri, vă vin niște vești. Prin telefonice, prin e-mail, prin mesaje, radio sau vești prin telefon sau prin e-mail, da? Vești nu foarte importante, vin niște vești legate de sentimentele voastre sau are legătură cu relația voastră, ceea ce aceste vești care vin către voi. Vă puteți îndrăgosti, sunteți într-o stare de îndrăgosteală, poate chiar. Chiar sunteți într-o stare de îndrăgostire, deci puteți să primiți vești legate de dragoste sau că cineva s-a îndrăgostit de voi, poate să fie și o astfel de situație. Aveți speranțe, poate aveți speranțe să faceți și o călătorie, să vă întâlniți cu persoana iubită, să plecați undeva sau să vină la voi persoana iubită, dar aveți atenție puțin că poate e vorba de niște relații așa trecătoare, nu este ceva încă stabil, nu este încă ceva de sigur, da? Sau nu este o persoană fidelă, prea fidelă, ca să zic așa, la relația la care v-ați gândit voi. Posibil să fiți în așteptare, aveți neliniștea aceasta, fie că trebuie să plecați voi la o călătorie, fie ca să primiți veștile sau să vină persoana aceea la care vă gândiți voi din călătorie. Da, deci voi poate că folosiți sau aveți o relație la distanță prin internet, spre exemplu, da? Sau prin telefon mai mult. Voi sperați, poate, ca să aveți o relație oficială cu acea persoană, dar este vorba mai mult de aventură, deci nu prea cred că se va oficializa prea curând acea relație. Pentru cei care sunteți deja într-o relație, la voi lucrurile sunt tot la fel, dar sunteți într-o stare de îndrăgosteală, ca să zic așa acum, în care aveți speranțe, aveți vești, dar nu sunteți încă, nu este încă nimic stabilit dacă va fi pentru totdeauna, deocamdată e vorba despre ceva lejer, o dragoste lejeră, să zic așa, o dragoste care nu are un angajament foarte, foarte serios, da? Și voi comunicați cu această persoană prin telefon, prin e-mail-uri, da, prin mesaje. Da, este practic, voi vă imaginați că v-ați putea, poate chiar dacă veți călători către persoana respectivă, vă imaginați că ați putea avea cu aceasta o relație mai serioasă. Sau vă doriți să faceți o plimbare, să vă duceți sau să vină acea persoană de la voi, posibil să fie cineva chiar din Leu. Din punctul de vedere al celor căsătoriți, aici la voi lucrurile stau la fel, faceți vești cu persoana iubită, e vorba de dragoste, este vorba și de speranțe, dar totuși aici posibil unii dintre voi să mai fi și înșelați, e posibil și acest lucru. Posibil ca și voi să înșelați la rândul vostru. E o situație cam așa, să vă îndrăgostiți și voi la rândul vostru de cineva, dar și la partenerul vostru de altcineva. Între voi, practic, comunicarea între voi și partener pare că este mai degrabă prin telefon, pe la distanță, ca să zic așa. Din punct de vedere sexual, aici pare că există o dragoste, da? Deci poate că îl trădați pe partener, să zic așa, vă îndrăgostiți de altcineva, exact cum am spus mai devreme. Din punctul de vedere al sănătății, la voi aici e posibil că aveți niște probleme, există niște secrete, aveți niște obstacole, aveți o stare agresivă, atenție cu nervii, da? Atenție la provocări. Cam asta e ce pot să văd, deci, legat de relația voastră despre prietenia. Aici mi apare că practic, practic sunteți prietenii sau vorba de sarcină, posibil să primiți vești legate, vești neașteptate, vești importante care privesc practic posibilitatea de a rămâne însărcinată.
dar trebuie să reflectați înainte. Unele dintre voi ați pierdut poate o sarcină, ocazia să rămâneți însărcinate și acum poate mai aveți o nouă șansă, așteptați niște vești, o să vă vină niște vești importante. Cam asta este pentru prima variantă și haideți să vedem și la a doua variantă. La varianta cu îngerașul cu părul roșu, vedem la voi ce vă puteți aștepta, cum va fi, vor fi următoarele 3 luni de zile pentru voi, care sunt evenimentele din viața voastră în următoarele 3 luni de zile. Concentrați-vă pe întrebare și să vedem ce vă spun, ce spun sibilele. Atenție aici că poate voi sunteți în dificultatea alegerii, atenție sau faceți, mai aveți tendința să înșelați sau partenerul să vă înșele, poate luați cu lejeritate o anumită situație, relație, câștigurile voastre cheltuiți cu ușurință și câștigați poate cu ușurință, dar și cheltuiți cu ușurință, da, deci... Sunteți în dificultatea alegerii legate de partener sau de un loc de muncă, nu luați lucrurile prea în serios sau nu vă asumați prea mult responsabilitățile în ceea ce faceți. Poate sunteți puțin prea superficiali, vă place să, poate să vă mai distrați, să mai flirtați. Să vedem. Aici mi apare că voi, din punctul de vedere al banilor, sunteți cam triști. Ați pierdut niște ocazii, ați pierdut niște bani, poate aveți o tristețe, că nu aveți noroc, poate că aveți totul uitați în trecut aici. Atenție și la o femeie care este geloasă, sau voi sunteți poate o persoană geloasă, sau atenție la o femeie geloasă. Aici mi apare o femeie căsătorită, o femeie perfidă, o femeie geloasă. Atenție, fie că aveți voi un astfel de comportament, fie că aveți de-a face cu astfel de femeie, da? Pentru că la asta, din ceea ce privește situația voastră economică, da? Deci există o astfel de situație că voi poate că sunteți în acest moment poate sunteți o femeie geloasă, să zic așa, aveți sau invidiați pe cei de care au un loc de muncă, poate să fie și o astfel de situație. Din punct de vedere economic, practic, vă pot intra bani, dar voi sunteți poate prea pesimiști. Sau unele dintre voi chiar nici nu lucrați, poate nici nu lucrați în acest moment, v-ați pierdut locul de muncă sau nu aveți de muncă. Cheltuielile voastre poate sunt legate mai mult de casă, ca să zic așa, poate aveți o prietenă pe care, cu care vă cheltuiți banii, poate unii dintre voi aveți o relație cu cineva care cheltuiți banii. Sau... vă cheltuiți banii prin vizite, să zic așa, pierdeți bani prin vizitele pe care le tot primiți și le faceți. Și este, sau din cauza geloziei, poate, aveți o stare de gelozie și atunci urmăriți, poate, o anumită persoană și risipiți bani în acest fel. Din punctul de vedere al muncii, la voi aici... sunteți în așteptarea poate unei să plecați în străinătate sau să vă întoarceți, să faceți o călătorie, da? Să vă duceți undeva, aveți niște speranțe, sunteți neliniștiți din cauza unei călătorii sau a unor vești de departe legate poate de locul de muncă. Posibil să fie vorba și de o gelozie aici, aveți poate pierderi de bani la servici, poate v-am spus din cauza unei gelozii, poate chiar a unui prieten, a unor cunoștințe. Da, deci m-am spus pierderile de bani poate să fie pentru faptul că poate chiar de la locul de muncă pleacă această situație sau la locul de muncă voi aveți niște neplăceri. Da? Aveți din cauza unei gelozii poate să fie și acest lucru, invidii. Există situația în care poate aveți și dușmani, să zic așa, da? Deși e posibil să aveți și dușmani, niște hoți. Aveți grijă că aveți dușmani hoți, oameni care lucrează împotriva voastră, poate chiar la muncă, da? Cei care vor să vă facă niște schimbări, să vă fure locul de muncă sau, mă rog, să vă fure
bunul, reputația de la locul de muncă, să zic așa, să vă denigreze, să vă facă probleme. Da? Aveți cineva care lucrează în contra voastră. Niște bărbați aici îmi apar. Da? Din ce punctul de vedere afectiv aici îmi spune că voi poate sunteți puțin cam bolnavi. Aveți o situație, o suferință, da? Din punct de vedere sentimental, aveți o suferință, poate, sau o rivalitate. Posibil unii dintre voi să fiți suferiți din cauza unui iubit, unui amant, da? Unii dintre voi chiar să iubiți și din cauza acestei iubiri suferiți, din cauza unei gelozii, da? Poate să fie vorba și de niște vești neașteptate care vin, vești importante, dar poate să nu fie chiar tocmai plăcute din cauza unei gelozii. Să aflați ceva, că poate sunteți înșelați cu o femeie măritată sau o femeie măritată este geloasă sau există o situație de gelozie, de invidie, de suferință, poate bolnavă, sau persoana iubită poate să fie bolnavă, poate să fie și o astfel de situație pentru unii dintre voi, pentru cei singuri asta este, pentru cei care sunteți deja într-o relație ca și logodnici, de exemplu, și la voi aici mi-apare tot așa o situație de boală, de repaus, poate de distanțare între voi, s-a răcit poate relația, e vorba poate și de gelozie, da? Deci niște suferințe, poate și pierderi de bani, este vorba de poate și de înșelătorie, de o persoană perfidă care vă înșală sau vă minte, aveți parte sau prietenii cu cineva care vă minte și vă înșală, legat poate de iubirea voastră, de persoana iubită. Pentru cei căsătoriți, la fel, aceeași situație practic este și la voi, da? Deci îmi vorbește despre faptul că din punct de vedere al sănătății, să zic așa, persoana iubită poate este foarte geloasă sau vă creează lacrimi, da? Și aceasta vă afectează sănătatea. Din punctul de vedere al sănătății, la voi aici sunteți suferinți, poate aveți niște speranțe, sunteți neliniștiți poate de o călătorie legată de sănătate, da? Să vă duceți, faceți o vizită, un control medical, poate undeva în altă parte, în străinătate, nu știu, sau așteptați veștile acestea din străinătate și acest lucru vă face să suferiți. Da, deci vă sosesc că oricum vești foarte rapide legate de legate de, de o boală, da? Deci de o suferință poate, sau chiar de o rivalitate. Da? Vă puteți întâlni cu familia, mi-apare aici niște vești foarte bune, poate care vin din partea persoanelor apropiate a familiei, da? Deci, sau din partea mamei. Tatăl, în schimb, aici poate e posibil să fie vorba că nu vă înțelegeți cu tatăl prea bine sau există niște schimbări. Tatăl poate ascunde ceva față de voi, nu se comportă în mod mai corect. Cu prieteniile aici nu prea aveți prea multe prietenii, pare că aveți dușmani. În orice caz, trebuie să vă comportați poate mai multă falsitate și voi față de ceilalți, să fiți mai ascunși sau să nu aveți încredere în nimeni pentru ca să reușiți să dejucați planurile dușmanilor, pentru că aveți niște dușmani. Da? Deci, posibil să fie vorba de o situație, o hoție, poate aveți deja la iubitul, iubita voastră, că aici vrea să facă o hoție legată de o sarcină, poate, la iubitul vostru, da? Deci poate că să dă iubit și apoi să vă abandoneze când vă e lumea mai dragă sau vrea neapărat să vă lase însărcinată pentru că vrea ceva de la voi, poate să fie și o astfel de situație, da? În orice caz, dacă sunteți deja, pentru unele dintre voi aici mi-apare o falsitate, ceva, sau nu aveți încredere să rămâneți însărcinate, posibil și acest lucru. Există poate și o energie negativă și nu e cazul să rămâneți însărcinate. Da, deci aveți grijă că poate aveți ceva lucruri necurate făcute dacă, spre exemplu, nu reușiți să rămâneți însărcinate. Haideți să vedem și la a treia variantă, varianta cu părul albastru. Să vedem la voi la ce vă puteți aștepta în următoarele 3 luni de zile, așadar pentru martie, aprilie și mai. Aici se grăbește o tristețe, o melancolie, un regret față de ceva, niște lacrimi, pentru ceva pierdut, ceva, poate pentru o relație pierdută, un loc de muncă pierdut, ceva care nu mai aveți. Ocazii pierdute.
Veți avea noroc aici. Noroc, noroc pentru tocmai să ieșiți cu fața curată dintr-o situație, pentru că aici mi-apare un dezastru, un incident, un accident, ceva, care să, o situație conflictuală, o certă, un scandal, și ați avut noroc. Aveți noroc, practic, succes, să o triumfați asupra rivalităților, asupra greutăților, obstacolelor. Deci aveți noroc să depășiți niște obstacole care vi se pun în cale, poate cineva vrea să vă dea foc, cineva vrea să vă facă rău, cineva, dar și reușiți cumva, sau poate chiar această situație de coronavirus, pentru că este o situație neașteptată, și reușiți cumva, datorită norocului vostru, să evitați să vă îmbolnăviți, poate să treci o astfel de situație. Să vedem ce spun cărțile. Acum este o modă cu această coronavirus, n-ai... Dacă te afli în locul nepotrivit, ești deja ca și bolnav. Haideți să vedem ce spun cărțile. Din punct de vedere economic, financiar, cum stați? Vești. Deci voi așteptați vești acum, da? Sau faceți, poate că câștigați prin intermediul e-mail-ului, internetului, da? Telefonic, poate că așa aveți și câștigurile de bani. Sau așteptați astfel de vești legate de bani prin e-mail, de telefon, da, prin vești, informații. Sau câștigați prin radio, prin scris, poate și acest lucru. În orice caz, aveți... în următoarea perioadă, deci în următoarele 3 luni, poate că vă vin bani și datorită unei femei, unei prietene care vă mai dă niște bani, poate tocmai prin intermediul telefonului, e-mail-urilor, da, prin internet, reușiți să primiți bani, vă trimite bani de la distanță, poate. Așadar, sau veți primi niște cadouri, în orice caz, posibil să aveți parte și de vești legate de daruri prin cu ajutorul de la șeful vostru direct, spre exemplu, să vă vină niște bani, niște cadouri sau niște legate de moșteniri, poate ceva, vești legate de moșteniri. În orice caz, banii vă vin de la locul de muncă, poate, sau și prin cadouri. Câștigurile voastre, sau voi veți risipiți bani, mă rog, cheltuiți bani pentru că pentru niște hobby-uri, aici mi apare un artist, spre exemplu, sau pentru avocați, pentru taxe la stat, poate să fie și o astfel de situație, sau pentru o persoană cu care voi aveți o relație, e posibil și acest lucru. Voi, practic, reușiți, cum rămâneți fără bani sau când aveți nevoie de bani, puneți mâna pe telefon și cereți ajutorul sau, mă rog, reușiți prin intermediul internetului să vă puneți, să câștigați bani. Posibil să aveți concurenți, rivalități, poate pentru o moștenire, pentru ceea ce vindeți voi, pentru ceea ce faceți voi, poate vă ocupați de comerț sau aveți, puneți în vedere să vindeți ceva, să cumpărați ceva important, și e posibil să aveți parte de niște persoane care vă sunt împotrivă, să aveți parte de niște rivalități. Din punctul de vedere al muncii, aici mi apare practic o situație în care aveți surprize reușite, poate o afacere pe care reușiți să o faceți, poate aveți câștiguri pe datorită unei afaceri, deci aveți un noroc meritat, deci reușiți, practic sunteți recompensați pentru munca voastră, pentru că depuneți efortul și aveți și noroc. Mai aveți, practic, poate și o întâlnire cu, la locul de muncă, cu care puteți să vă înțelegeți bine, poate cineva se întoarce, vă întoarceți la locul de muncă, reîncepeți locul de muncă, sau vă împăcați cu persoanele cu care nu v-ați înțeles bine la locul de muncă, posibil să aveți și parte de o iubire la locul de muncă, persoană care vă iubește, și să vă împăcați cu acea persoană, spre exemplu. Există sau va veni la locul de muncă cineva care a mai lucrat și cu care veți face o relație, posibil și acest lucru. Din punctul de vedere, deci există o situație de îmbunătățire a locului de muncă sau a relațiilor de la locul de muncă, în orice caz. Dar și posibil chiar să vă faceți un iubit acolo, prin intermediul locului de muncă.
Din punctul de vedere al dragostei pentru cei care sunt singuri, aici mi-apare că poate e vorba de o despărțire pentru unii dintre voi, mi-apare singurătate, regrete, poate, unii dintre voi poate chiar rămâneți văduvi, văduve, da, există și o astfel de situație, din păcate, dar poate că unul dintre voi vă consolați pentru faptul că aveți noroc de bani, aveți noroc să câștigați mai bine, poate reușiți ca singur să vă descurcați mai bine sau vă vin bani dintr-o moștenire din cauza faptului că a murit, mă rog, persoana iubită, a rămas ceva de pe urma, sau o pensie sau ceva, da, e posibil și acest lucru. Aveți o consolare în acest punct, din acest punct de vedere. Și este posibil totuși să vă mai aveți parte și de niște flirturi, mai dar nu foarte serioase, posibil să fie vorba că să fiți trădați în dragoste unii dintre voi care sunteți într-o relație, să nu vă înțelegeți bine, da? Deci să fie vorba despre o persoană neserioasă cu care aveți de-a face sau aveți avea de ales între două persoane la un moment dat, da? Deci poate că aveți totuși niște persoane cu care ați vrea să faceți o relație, dar încă nu sunteți decis. Este mai mult un flirt, mai mult niște petreceri sau unii dintre voi e posibil să aveți parte de trădarea a iubitului, iubitării voastre, da? Și posibil să aveți parte de o ceartă, de un scandal, da? Deci ceva care să nu funcționeze în relația voastră. Puteți să primiți vești pe neașteptate, în orice caz. Din punctul de, pentru cei care sunt în relație, pentru cei care sunt în căsătoriți, aici, practic, cartea îmi vorbește despre faptul că sunteți trădați. Da, deci este posibil să nu fie o relație foarte, să nu fie o persoană foarte serioasă, da, cu care vă aveți voi o relație de căsătorie. Din punctul de vedere, e o persoană mai artistă, așa, mai boemă, care visează, poate o persoană care are și studii, da? Persoane care, persoane, posibil unul dintre voi să fiți chiar în divorț, există și această situație, așteptați vești importante, posibil să apară vești în acest sens. Din punctul de vedere al sănătății, aici mi apare o situație în care stați bine, aveți surpriză reușită, parcă vă vin bani tocmai datorită, poate concediu medical, mă rog, pentru probleme de sănătate, aveți noroc în orice caz. Din punctul de vedere al unor vești pe care le așteptați, posibil să aveți, să nu reușiți, aveți grijă să nu rămâneți fără casă, fără mașină, fără ceva, să aveți o pierdere, o pagubă, da? Pentru cei care așteaptă relații în legătură cu familia, aici aveți poate niște rivalități în familie, niște discuții, o chestiune și de orgoliu, de mândrie, de ambiție, de poate și de invidie, de vanitate. Da, deci în orice caz posibil și o să aveți o întâlnire cu tatăl sau tatăl să vă puteți împăca cu tatăl, spre exemplu. Iar cu mama am spus, posibil să aveți o chestiune de orgoliu, de mândrie, de invidie, ceva care nu e în regulă cu mama. Pentru cei care studiază aici, aveți grijă să nu plicați la examene sau atenție cu examen, cu drumurile, să nu aveți probleme, să nu fie amânate, nu știu, să vi se întrerupă un drum, să nu aveți accidente, probleme cu drumurile, cu călătoriile, cu mașina, cu ceea cu ce vă transportați voi. Din punctul de vedere al prietenilor aici, posibil cineva, un tânăr care vă iubește, cu acesta puteți avea o relație. Cam asta este ce văd, practic, da, deci o situație, vă puteți consola, deci din punct de vedere al dragostei sau al sexului, posibil să aveți o consolare, tocmai că apare un iubit, un tânăr.